Grav incident de securitate la aeroportul Suceava. Doi bărbați au reușit să ajungă până la scara unui avion, fără să treacă prin vreun filtru. Cazul este anchetat de Direcția de Securitate din cadrul Autorității Aeronautice Civile din România și de către SRI. Cum a fost posibil o asemenea situație, ne spune colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bine v-am găsit! Se pare că cei doi bărbați au fost observați de angajații unei companii care prestează servicii la sol în zona pistelor. Ce a atras atenția acestora a fost faptul că cei doi au ajuns chiar până la ușa avionului de unii singuri și s-au îmbrățișat, după care unul dintre ei s-a îmbarcat, iar celălalt s-a îndreptat înapoi către aerogară. Este cunoscut faptul că accesul aparținătorilor pe aeroport este strict interzis, motiv pentru care cei care au surprins momentul au anunțat de îndată conducerea instituției. Fiind chestionați, bărbații au spus că nu au întâlnit niciun angajat al aeroportului la vreun filtru de securitate în drumul lor către avion. Unul dintre ei avea bilet către București, în timp ce prietenul său l-a însoțit până la îmbarcare. Serviciul Român de Informații și Autoritatea Aeronautică Civilă Română au deschis acum o amplă anchetă. Din primele cercetări se pare că ofițerul SRI prezent în mod normal la poartă era plecat la baie, iar angajata aeroportului își părăsise și ea postul și plecase în birou. Asta pentru că, a crezut ea, toți pasagerii zborului Suceava-București făcuseră deja check-in-ul și se aflau în avion. Anchetatorii au cerut acum înregistrările de pe camerele de supraveghere și audiază martorii pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Din păcate se întâmplă astfel de incidente, trebuie luate măsuri, trebuie verificat întregul sistem pe toate aeroporturile. Este important să se prevină, dar este important și acțiunea în momentul în care se întâmplă așa ceva.